Noi participăm, de fapt, anul acesta la o luptă între instituții, cu implicarea inclusiv a curții, curții constituționale, a factorilor externi și mai departe. E o situație destul de complicată. Participarea curții constituționale de bunăvoie sau atrasă în această luptă? Eu cred, că să, eu cred că o să vorbim pe parcurs, dar. Anul trecut a fost organizată o conferință internațională a juriștilor, o conferință cu participare internațională, unde s-au abordat, de fapt, anume asta, instabilitatea politică, instabilitatea instituțională și hotărârile curții constituționale care au adus la acutizarea acestor lupte. Asemenea, hotărâri au fost fixate 17, care urmează să fie Re, reformulate, deci într-un fel sau într-altul. Acum văd că specialiștii vorbesc practic în ultim, chiar Curtea Constituțională actuală, într-un an de zile, de acum am mai emis două, dar unii spun chiar trei, hotărâri care formează norme de drept. De fapt, este o ilegalitate. Deci, Curtea Constituțională nu formează norme de drept. Curtea Constituțională poate numai să tălmăcească normele care există în Constituție. Normele de drept le formează doar legiuitul, adică mm. în Parlament. Eu sunt de acord, dar vedeți că ceea ce s-a întâmplat în 2016, atunci când toate partidele și inclusiv Partidul Socialiștilor, a Acceptat această interpretare a Constituției, care a devenit mai departe norme de drept, atunci când s-a schimbat modul de alegere a președintelor Republicii Moldova. Un fapt anticonstituțional la care au participat toți actorii politici. Asta, de fapt, toți. și a distorsionat toți. tot sistemul politic și această uh, luptă instituțională și această nestabilitate instituțională, anume. Provine din acest moment, când, prin alegerea direcției a președintelui, interpretarea de atunci a curtei constituționale, s-a distorsionat tot sistemul politic. Pentru că fiecare, e, fiecare putere politică, fiecare instituție politică, conform Constituției, are competențele sale. Ele trebuie să se echilibreze una pe alta și trebuie să conlucreze. Dar nicio instituție din acestea nu poate să substituie alte instituții. Și anume, când e, Vedeți ce s-a făcut prin aceste lupte politice când s-a îmblat în permanență la, la Constituție. Cineva a dorit uh, să-i să scoate uh, atribuțiile președintelui, a scos uh, uh, atribuțiile președintelui. S-a schimbat uh, modalitatea de alegere a președintelui, s-a lăsat puțin încă din ceva din, din, aceste competențe și iarăși în 2017 18 când Plahătniuc a scos în genere toate, toate competențele de care dispunea președintele țării. Și acum vedeți ce situație au creat acest ligiuitor împreună cu Curtea Constituțională și la care n au avut curajul să, să ajungă niciun actor politic. Deci ce se întâmplă la noi în țară? Nu degeaba în Constituția Republicii Moldova este scris că în articolul Că puterea supremă în stat uh, o deține poporul. El este suveranul și el este singurul izvor al puterii în stat. Ce se întâmplă? În alegerile parlamentare, ordinare, în toate alegerile, uh, cetățenii Republicii Moldova deleagă prin votul său o parte a acestei suveranități. Deci, Parlamentul deja este, uh, primește aceste atribuții, el reprezintă poporul. Ce au făcut ei? A, președintele și guvernul erau emanația acestui uh, uh, parlament, ceea ce era logic într-o republică parlamentară. Deci toți actorii aveau competențele și aveau regulile de joc clare. Ce se întâmplă atunci când s-a schimbat modalitatea de alegere președintelor? S-au scos absolut toate competențele. De -te -te deci, vedeți că în sistemul electoral uh, există o logică. Dacă modul de alegere, el deja definește și competențele acestei instituții. Evident, nu poți să-l alegi. Nu poți. Și... Da. Deci, noi am dat uh, poporul să aleagă un președinte care, care nu are competențe. Nimic, Dar aici, acum, se întâmplă un lucru foarte straniu care cred că pe parcursul cum o să ajungă politicienii noștri că el trebuie mm -hmm. să fie uh, soluționat. Deci, uh, noi vorbeam despre ce că doar Parlamentul are acea, acel mandat al suveranității poporului. Uh, acum vedem că președintele. Republicii Moldova, ales prin vodul direct, tot are această parte a suveranității. Deci, noi acum vedem. Dar două... competențe restrânse. Prin da, dar lege. Deci, vedem lupta a două suveranități. Noi acum nu putem spune că președintele țării nu are voie cu tare, cu tare. El are voie conform, pentru că el are suveranitatea pe care i-a no. delegat-o no. cetățenii Republicii Moldova.